Bună dimineața, dragi oameni și buna să vă fie inima, boys! În episodul de astăzi vreau să... Aute ce e aici, să mă bată, mama! O să reacționăm la aceste accidente, băi, sânge, băi, ăsta i sânge pe jos! Hai de capul meu! Fai de capul meu câtă sânge e aici, uitați-vă cum trebuie să mergeți pe zăpadă mai ușor, bă! Ma, asta a fost primul, cred că, care s-a oprit, ia de mai față, mai în spate un pic! Asta s-a oprit, așa s-a cineva, că de ai sânge aici în față, Stai da, de ca, mă, imagini șocante. Regele Kingă dezvăluite când... Bă, da, voi vă da seama că ăștia au murit și mă, a sărit sânge din el? Mamă. mă... distanța! Păstrați distanța pe zăpadă, afar la mine ninge, by the way, din cauza asta vreau să vă și spun. Păi, poliția la poartă, poliția la poartă. Lasă, -că, dacă nu strigă, dacă nu strigă... Au o accident, accident. Ăsta sărac cu o fi scăpat, mă. Mai, au și filmat cu drona. să vedeți și voi. Vezi, aici noțiunea, Noțiunea de smart motorei de pe angle aici ajuta, adică panourile adiționale care se bazează pe niște senzori sau pe niște camere care anumiți oameni stau și supraveghează traficul și alea spun să o lași mai ușor, că ești stau în față, că e aglomerație în față, că e accident în față. Alea, alea, alea fac treu, vă spun drept, alea fac treabă. Aici mergeau din alea, dar văd că uh, n-a fost buget. O, oh, asta ce frumos a scăpat ăsta, oh. uite, știu cum i-a plecat lui ăsta, cabina, oh, după au fi scapat, avea volan pe stânga. Greu, greu de crezut. Bă, asta să poată să fie, să poată să fie asta antigel? M? Să curgă antigelul din motor și să fie antigel roșu pe America? Uite, știu, că ăsta sunt prășit toping. Aveți grijă și de voi și de trupurile voastre, boys, uitați-vă ce e aici. Totuși, ce și eu curios, bine, nu că nu-s curios, că de ce? Vă spun ce am aici. Aici treaba a fost în felul următor. N-au păstrat distanța, că dacă păstra distanța, ce se întâmpla? Aveau timp măcar să tragă stânga, dreapta, să nu facă bușon, să nu lovească cu față. Dar ne păstrând distanța conform regulamentară, în conformitate cu uh, viteza, adică distanța trebuie tre spațiul de frânare se mărește totodată cu viteza. Adică, practic, tu, ca să fii în siguranță, trebuie să ai o viteză adecvată Că mai pe America merg undeva la 100 km pe oră. Dacă tu vrei, mergi cu 100 km pe oră, trebuie să păstrezi distanță. Nu știu câți metri, probabil cine știe exact am câți metri. Cred că peste 100 de metri oricum. Și mai bine, mai ales că avem zăpadă jos. Dacă tu păstrezi distanța regulamentară, s-ar putea ca să ai timp, ca ușor, ușor să virezi dreapta, de exemplu. Dacă vrea mai mult dreapta, ori trecea pe lângă el, ori pe câmp. Și să pe câmp e mult mai favorabil pentru tine decât să faci așa. Hai. Hai să vedem mai departe. Bine, trebuia să iau mai iau multe accidente, dar asta mi se pără unul interesant pentru că e filmat din dronul de sus. Si hmm. Deci cu camera zero pe test. Totuși, dar să zicem că ar fi zi, că ar fi antigel ăsta. Ăsta camionul din față nu-i par mai deloc. A fost om aici, a fost mașină cu om. Mm? Fui aici. O să vedem ce vor ia cu mașina de poliție. Bine, sunt parcați. Aia, dacă nu ieșea cineva până la port, cu sirena până acum, dau. Nu au treabă cu mine. Nu cred. Vor să mă lege vreau să mă tu, autiști tu aici, au. Ta. Ha. Dar nu cred că a pățit mai mic. Ba, cred că am patit? bă. că am pățit, cred că am pățit uitați o și voi aglomerație aici. A, e? Ce în spate sau au luat pe aici? Nu prea. Ce înseamnă să păstrezi distanța, uite, ca să vedeți să de aici. Că distanța a păstrat ăsta. Vezi asta aici? Asta de asta. Asta înseamnă să păstrezi distanță. Asta de aici. Asta înseamnă să păstrezi distanță. Asta de aici. Asta înseamnă să păstrezi distanță. Că sunt 3 benzi pe sens, nu. Ba da, sunt 3 benzi pe sens, cred că așa. Asta înseamnă să păstrezi distanța, vezi? Te păstrează distanța, se vede. Te pup, mă, te rog, tu într-o abonare, frate. Vezi? A, uite, vine și plugul. O să-i plugul, da. Păi cred că e aproape de momentul impactului. Uite, ăsta de aici iară. A păstrat distanța, asta iar, vezi? Și se oprește așa și din cauza autorii că te băi, mă lovește altul din spate, știi? Înțelegi? Ca și psihologie. Se oprește așa pentru că se gândește, bă, vine altul din spate, dă în mine, o să mă mute când mă mută, dar nu lovesc eu pe la din față, de așa fel încât să mă strivesc, știi? E bine, știu și acest aspect care. Dar a avut accidentul din Italia, nu știu unde s-a întâmplat mai exact, când ăla s-a oprit și a venit unul din spate și l-a izbit și pur și simplu i-a zdrobit cabina și a zdrobit în cabină știi? Mare să tragi furat de mână în astea, în Anglia inclusiv. A, ah, plecă poliția. În Anglia inclusiv, când ai asezment, te, te punctează dacă nu tragi furat de mână la semafor. Tot din cauza asta, pentru că ei se gândesc că uh, la semafor, dacă vine ceva din spate și tu ai de mână trasă, te poate lovi și împinge intersecție și cauza poate că un masacru la un moment dat, știi? din cauza aia, na. din cauza aia ei consideră greșeală că tu nu tragi fără de mână la semafor. Trebuie să recunosc că pe asta nici eu nu prea fac să trag fără de mână la semafor, dar totuși există un învăț și pentru chestia asta. Da. Dacă fac reacții și la accidentele de pe Europa, Sper ca în episodul următor să fac și asta. În cele ce urmează, practic, în cazul în care v-a plăcut acest episod, vă a să da și voi un like puternic de tot, să scrieți o parte și un ok în rubrica comentarii, să conduceți prudent pe zăpadă, pentru că vedeți și voi ce se întâmplă pe toate drumurile, pot tot felul de accidente și tot felul de chestii nasoale. Cam asta vreau să o eu vă spun pentru vă puș, vă duc cu zi. Minunat! Tău, păstrați distanța. Care este cel mai nocivă chestie? Cea mai nocivă, păstrați distanța. Mai ales cu camioane, mai ales și cu mașini mici, dar mai ales cu camioane. Pentru că sunt grele, spațiul de frânare se trebuie mult pe măsură ce viteza crește și la un moment dat ajuns să cal frâna și o cază degeaba, știi? N-am avut niciodată accident din ăsta, să-l vezi pe cineva să. așa. Bine, eu distanța și cu mașina mică. De obicei mă claxunează, mă depășesc stirile pe naționale. am fost la Timișoara. Nu vine să crezi ce am pățit până la Timișoara, cum depășeau camioanele. Eu păsam distanța și ei, automat când văd că tu, că e suficient spațiu între mine și la din față, devin frustrați pe măsură că de ce nu mă apropii mai tare de la din față și găsesc spațiu și în, încearcă practic să depășească. Și în lupta lor de a depăși, uh, cum să vă zic eu? Se bagă unul de depășirea mea, la un moment dat și am călcat fără că am vrut să-l ajut. Și crezi că e vrea din față și tot pe mine m-a că eu am vrut să-l ajut, dar a interpretat ajutorul meu ca și cum a, la a Există fel și fel de discuții, să le zicem așa, dar nu se pot numi discuții, un trafic pe acest subiect. Unii spun că uh, se cauzează inclusiv aglomerații din cauza faptului că oamenii păstrează mai multă distanță între mașini. Eu consider că distanța este cea mai benefică chestie. Îmi place să conduc relaxat, adică nu trebuie să stau foarte focusat. Atunci când nu păstrezi distanța, stai foarte focusat pe triplele ăla din față. Să vezi dacă ăla calcă fără, știi? Și tu trebuie să fii foarte focusat când nu păstrezi distanța. Când conduci așa agresiv, trebuie să fii foarte focusat. Dacă nu ești foarte focusat, s-ar putea să o mierlești. E, și prefer să păstrezi distanța ca să conduc relaxat. Pentru că ai văzut că tot, timpul e singur în mașină și poți să stai cu ochii lipiți de parbriz. Știi? Câteodată mai ești cu alte persoane, mai porți o discuție, te concentrezi și să-i spui și lui ăla, mai vorbește cineva din spate ceva cu tine și la un moment dat ești ha, 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 și ăla din față frâna. Cam astea ar, asta ar fi reacția de astăzi. În cazul care v-a plăcut, nu uitați să păstrați distanța, pentru că să nu uităm că în România avem anual undeva la 2000 de morți din cauza accidentelor. Un film pe care v-aș putea să vi, aș putea să vi recomand este ăsta lui Ștefan Mandachi. Uh, 30, uh, 30, de, ani în 15 minute sau 30 de ani, 3, nu, 30 de ani în 30 de minute sau ceva de genul. Găsiți pe Netflix. Un film care m-a șocat într-o oarecare măsură la câteva scene unde am văzut câteva accidente ca în care au murit, a murit o familie întreagă, adică. Sau unde au murit toți copii, patru copii. Și familia, vă dați seama, aia e adevărata sărăcie, să-ți moară toți copiii odată, știi? Asta dacă vreți să tratați șoferia mai cu interes și cu, mai, mai, cu, mai cu seriozitate și mai cu o din astea, ar fi interesant ca să vedeți și voi filmul ăla. Probabil după ce îl vedeți o să luați chestia asta mai în serios, asta cu condusul pe drumul Republice. În cazul în care vreți, bineînțeles, pentru că nu vă forțează nimeni. Cam atât vreau să vă spun pentru astăzi, domnule meu a fost Adrian Cox și este. Dați vă un like puterilor de tot. Eu vă mulțumesc dacă a stat până aici până la cap. Scrieți o în rubrica comentarii ca să mă ajută ca să ajungem la tot mai mulți oameni, ca și ei să înțeleagă că virgulă viteza ucide și spațiul dintre camioane este lăsat. Nu ca să te bași tu să te pășești că vezi tu care e spațiul ăla în față, ăla este un spațiu de siguranță pe care ei îl poartă. Dacă te bagi între ei și stai între camioane, s-ar putea ca tu să fii făcut sandwich, indicat ar fi să nu stai între două camioane. Cam atât vreau să vă spun, să vă cer un like și un follow pe Insta, găsiți link-uri în descriere în tot ce azi trebuie. Vă pușc, vă doresc o zi minunată!